O elevă de doar 14 ani de la școala gimnazială Lucian Blaga din Jibou a trăit clipe de coșmar după ce a fost abandonată chiar de profesoarele ei pe aeroportul din Lisabona. Totul s-a petrecut la începutul lunii mai, în cadrul unui proiect Erasmus. Cazul este foarte grav și vom acționa în consecință, spune Vasile Bulgărean, inspectorul general al ISJ Sălaj. Părinții fetei sunt încă în stare de șoc după ce au aflat că fiica lor a rămas singură pe aeroportul din Lisabona, în timp ce profesoarele ei, în grija cărora era, au luat avionul spre România. Ținând cont că în Portugalia nu toate restricțiile au fost ridicate, elevele și profesoarele trebuiau să prezinte la îmbarcare un test COVID negativ. Din păcate, rezultatul testului fetei de 14 ani nu a mai ajuns la aeroport și nici nu putea ajunge în timp util, așa că cele două profesoare, una de desen și cealaltă de fizică, împuternicite cu hârtie notarială de către părinți, au decis să plece din Lisabona și să o lase pe fetiță în aeroport pentru a nu pierde biletele de avion deja cumpărate. Acestea i-au lăsat fetei 40 de euro pentru a-și putea plăti un nou test COVID și pentru a-și cumpăra mâncare, încurajând-o să fie puternică pentru că ele au încredere în ea, că se va descurca și singură, spun oficialii de la unitățile de învățământ implicate, citați de Sălajul Liber.ro. Femeile nu s-au deranjat nici măcar să îi anunțe părinții. Aceștia au fost șocați să afle ce s-a întâmplat abia în momentul în care copila a sunat acasă să întrebe cum se completează datele pe un formular pentru îmbarcare. Salvarea a venit din partea unui cadru didactic din Portugalia, care a ajuns în cele din urmă la aeroport și a ajutat-o pe fată să urce în avionul de România. Inspectoratul școlar al județului Sălaj a demarat o anchetă internă și anunță sancțiuni grave asupra celor două profesoare.